Și ai tu o revelație, uai, deci dacă eu aș da 100% în tot ce fac, crezi că o să dai de acolo încolo tot 100%? Dacă ai fost obișnuit timp de 30 de ani să faci minim necesar? Aici sunt niște schimbări foarte profunde când vorbim de mentalitate, când vorbim de obiceiuri emoționale. Gândește că mentalitatea de angajat are ca cea mai mare frică teama de schimbare. Cum să facă un angajat ca să-l convingă pe șef să-i dea un salariu mai mare? Bun găsit, dragi prieteni, la O Inimă cu Minte. Astăzi vreau să vorbim despre inimă mai mult și despre felul în care o ducem această inimă acolo unde lucrăm. Fie că avem o afacere, fie că suntem angajați, fie că suntem proprietari de afacere sau șef. Cum facem și ce facem cu inima la lucru? Am intitulat această emisiune Gestionarea emoțiilor la locul de muncă. Invitatul nostru de această dată este un om care a trecut atât prin faza de angajat, cât și de director, cât și de antreprenor și așa mai departe. Hai să spun câteva lucruri despre el. Acum este antreprenor și conduce o firmă care îi învață pe oameni, o firmă educativă, care învață pe oameni despre dezvoltarea inteligenței emoționale. Este trainer, coach și autor a mai multe cursuri de dezvoltare a inteligenței emoționale și autorul a unei cărți De ce iubirea nu-i de ajuns. Susține seminare și workshop-uri prin țară pe aceste subiecte și a dezvoltat cel mai complex program de dezvoltare a inteligenței emoționale din România, Back to Yourself. Bine ai revenit, Zoltan Vereș. Bine te-am regăsit. Mă bucur, Zoltan, că suntem împreună. Ai fost director economic, ai fost mai multe lucruri. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată să vorbești cu vreun angajat și să-i spui cam așa. Știi, nu e nimic personal. Business is business. Aici vorbim despre lucruri afaceri, nu e nimic personal. Și cu toate astea, în fața ta stă un om cu totul. Se poate vorbi așa la serviciu? Nu e nimic personal? La rece? Nu există așa ceva. Așa de drăguță e lumea asta a bărbaților. Pentru că dacă stai să te gândești, acum 200 de ani, tot ce înseamnă științe, tot ce înseamnă business, tot ce înseamnă partea asta de carieră, era dedicată doar bărbaților. Adică energia feminină și tot ce înseamnă calitățile feminine cam lipseau de acolo. Și s-a creat în business fantezia asta că poți să lași emoțiile acasă, că atunci când vii la job trebuie să fii ca o mașină care, ce e mare lucru să execuți niște sarcini, adică acasă ai probleme, arde, copilul tău e bolnav, poate să ai avut o ceartă în relație sau poate ai tu cu tine un moment în care nu te simți bine, ce mare lucru, tu trebuie să execuți, trebuie să bifezi, trebuie să fii la înălțime. Și fantezia asta în care oamenii încearcă să își lase lumea emoțională acasă e ca și cum ai încerca, atunci când pleci la lucru, ai încerca să-ți lași o bucată din creier acasă. Adică, gândește că partea emoțională gestionează memoria pe termen lung. Da? Gestionează tot ce înseamnă interacțiune cu ceilalți. Gestionează tot ce înseamnă reflexe, rutina pe care o ai, da? Deci lucrurile pe care le-ai pus pe rutină. Dacă n-ai avea partea emoțională, n-ai ști să conduci mașina și să vorbești la telefon în același timp. Da? Da, sau să faci lucruri de rutină la serviciu. Da, exact. Gândește-te că dacă tu n-ai avea starea de siguranță pe care ai asociat-o la nivel emoțional, de exemplu cu podeaua, de fiecare dată când te trezești dimineața, te-ai uitat la podea și atunci să testezi să vezi dacă te ține fiecare bucățică de lemn, ai testat, după care când treci pe următorul material, dacă creierul tău n-ai avea asociată cu starea de siguranță, da, pot păși pe chestia asta, tu ar trebui să testezi fiecare lucru de fiecare dată. Și asta face creierul emoțional. Exact. El zice, ok, cu asta ne simțim în siguranță, asta este bine, cu asta mă simt un pic inconfortabil, aici trebuie să avem grijă, aici ar fi bine să fii prudent sau chiar ți-e groază de ceva sau pur și simplu oamenii, față de oameni, simți anumite lucruri. Ok, cu asta simt că pot să mă înțeleg, de asta nu-mi place. Toate lucrurile astea provin de la nivel emoțional. Adică nu prea poți să le lași acasă. Exact. Și la fel se spune că atunci când ajungi acasă să lași tot ce a fost la serviciu. Și ceea ce este interesant e că oamenii încearcă să nu-și manifeste emoțiile la serviciu și vin și se descarcă acasă. Da, 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 da. Păi există acest mit al echilibrului între viața personală, viața profesională. Obișnuiesc să le spun oamenilor că nu există așa ceva și pot să-s șocați. Cum adică nu există? Toată lumea asta caută. Și obișnuiesc să spun, uite așa, întrebare simplă. Dacă în familie
ai avea stări de drag, de iubire, de entuziasm. Efectiv, când te gândești la ai tăi, să simți cum te umple de bucurie chestia respectivă și efectiv să ți se umple ochii de lacrimi, de drag, de acasă. Na, ai vrea să duci cu tine lucrul ăla, știi, la servici, să duci cu tine starea respectivă. Și atunci, normal că vreau să duc chestia cu mine. Ei, dacă la lucru ai avea stări de entuziasm, de satisfacție, de bucuria muncii, de rezultat, bă, ce tare îți, dacă asta ar fi sentimentul tău la lucru, nu îmi zice că n-ai vrea să duci acasă chestia aia. Problema este că oamenii creează cumva o ruptură pentru că într-una sau alta din domeniul sau poate în amândouă au niște tensiuni, niște dureri pe care nu le pot gestiona. Atunci, cumva aș vrea să las toată tensiunea aia acolo, acasă, în familie, să nu duc la lucru că mă încurcă, sau dacă la lucru sunt supărat, nu-mi place, nu sunt plinit, sunt frustrat sau nervos la lucru, să nu duc acasă chestia aia. E singurul lucru în care poți să nu porți dintr-o parte în alta stările este dacă le rezolvi acolo unde sunt, da? Și atunci când ajungi să le rezolvi alea negative, rămân alea pozitive, alea plăcute și alea cu siguranță care are sens să le duci dintr-o parte în alta pentru că se susțin reciproc, nu se încurce. Da, și asta înseamnă rezolvare la nivel emoțional până la urmă. Exact. Bun. Hai să vedem. Tu vorbești în seminarele tale despre 4 profiluri în carieră. Așa. Hai să le luăm pe rând și dacă poți să ne spui despre care sunt cele 4 profiluri și să le... Foarte pe scurt, dacă să nu fie o seminară de 3 ore, care exact. Este mod normal. Da? Păi am definit, mă rog, am descris aceste 4 tipare pe baza cărții lui Robert Kiyosaki, acel cadranul banilor, pe care poate multul mi-a auzit, în care el vorbește despre poziția de angajat, de liber profesionist sau expert, de antreprenor, oameni care au afacerile lor și investitori, cei care au investit într-un sistem, timp și energie și bani și le vin banii de acolo. Ei, eu am analizat aceste 4 tipologii ca profiluri emoționale, adică mindset, cum zice românul, da? Modul de a gândi, modul de a gândi și de a fi al unui angajat. Felul de a fi al unui liber profesionist. Pentru că sunt foarte mulți antreprenori, de exemplu, în poziția în care au firma lor, afacerea lor, dar ei sunt cu mentalitatea de angajat. Gândesc ca un angajat, reacționează ca un angajat, au tiparele emoționale ale unui angajat. La fel cum sunt, de exemplu, manageri de multinațională, care, deși sunt angajați, da, ei nu sunt în poziție de antreprenor, dar ei gândesc și funcționează ca un antreprenor. Și atunci, eu am analizat aceste 4 profiluri în funcție cum funcționează un om, deci cum îi merge mintea și care sunt tiparele emoționale. Și atunci, tiparele emoționale de tip angajat sunt cele care țin de nevoia de stabilitate, să nu se schimbe nimic, să-mi spui exact ce am de făcut, de subordonare, de execuție. Da? Tiparul de liber profesionist ține de evoluție, nevoia de exprimare, nevoia de creștere, de dezvoltare, competitivitatea. Tiparul de antreprenor ține de nevoia de a analiza sisteme în mod constant, să dezvolți sisteme, să crești tot ce este în jurul tău. Respectiv, tiparul de investitor ține de capacitatea asta de a gestiona pierderile și riscurile. Da? Și atunci, fiecare dintre ele au avantaje și dezavantaje. Multă lume vrea să fie doar în profilul de investitor. Eu vreau să ajung doar să fiu investitor dragă, să bag niște bani și să-mi vină ăștia care joacă pe bursă, de exemplu. Aia nu sunt profil de investitor din punctul meu de vedere. Cei care sunt profil de investitor își asumă riscuri calculate. Da? Și riscurile lor calculate se referă la riscuri care, în care ori câștigi mult, ori pierzi tot de obicei. Da? Sau pierzi o parte, dar clar îți asumi. Ei, toată lumea ar vrea să fie în zonele astea de antreprenor, de investitor, de liber profesionist. Nimeni n-ar vrea să fie în profilul de angajat. Deși mai nou asta este trendul. Ai o tendință la nivel de dezvoltare personală. Culmea este că fiecare dintre ele are avantaje și dezavantaje. De exemplu, dacă cineva nu are dezvoltat profilul de angajat, nu știe să execute. Eu am fost ani de zile în poziția în care aveam fantezie, aveam niște planuri de afaceri, le făceam în Excel, ieșea cu profit, știi cum, deci milionar eram în idei. Dacă venea vorba de efectiv execuție, domnule, pune-ți mâna și fă niște chestii, aia necesită profilul de angajat. Da? Dacă nu ai profilul de liber profesionist și ai oricare altul, de exemplu ai antreprenorul sau ai angajatul, nu te dezvolți, adică nu ai ambiția asta de a crește, de a te dezvolta, da? Că îți lipsește asta. Dacă nu ai profilul de antreprenor dezvoltat, antreprenor manager, să zicem așa, dacă n-ai dezvoltată partea aceea, nu vezi legăturile complexe. Aia sunt oamenii care caută echilibru cu viața personală, viața profesională și le vezi, vezi viața pe bucățele. Și nu vezi legăturile, fiecare decizie, cum afectează fiecare element. Iar dacă nu ai dezvoltat profilul de investitor, măcar într-o anumită măsură, vorbesc acum de fiecare, nu maxim, măcar într-o anumită măsură, dacă nu ai profilul de investitor dezvoltat, nu știi să pierzi.
Ăștia sunt oameni care știu să renunțe. La un moment dat am avut o mediere de... într-o firmă, că de acolo s-au născut cele patru profiluri, faptul că aveam angajații pe de o parte, un manager cu mentalitate de liber profesionist, un manager cu mentalitate de antreprenor și un investitor cu mentalitate de investitor. Ei, investitorul respectiv a spus la un moment dat că erau foarte multe certuri și discuții în asocierea respectivă, a spus că preferă să piardă ea 100.000 de euro pe care i-a investit decât să-și piardă timpul și energia cu discuțiile respective. Wow. Asta înseamnă mentalitatea de investitor, în care tu ți-asumi, da, domnule, numai puțin, oricum mi-am asumat că s-ar putea să-i pierd, da? Dar dacă mai bag alți bani sau dacă mai mă complic cu alte situații, atunci o să pierd mai mult decât și prefer așa să-i pierd. Da? Câți oameni sunt capabili de treaba asta? Uh-huh. La fel, dacă n-ai dezvoltate oricare dintre ele, măcar într-o anumită măsură, practic ceva o să-ți lipsească. Adică oricare lipsește de acolo, chiar în viața de zi cu zi, s-ar putea să te încurce la job, ce să mai zic. Dar nu este ca și cum ar trebui să fii unul sau altul. Aici iară e o dispută cu foarte multă lume. Păi da, dar nu toți ar trebui să fie liberi profesioniști, că trebuie să ne dezvoltăm. Nu, numai puțin. Asta e mentalitatea de liber profesionist care vorbește că trebuie să ne dezvoltăm. E? Consider că fiecare ar trebui să decidă în ce stil vrea să lucreze. Un angajat este, de exemplu, cel care îi place programul fix, salariul fix, și vrea, domnule, zi-mi ce am de făcut, ce trebuie să bifez și când am terminat, am, știi, adică nu, pot să lucrez 8 ore dacă vrei și dăm ce sarcini vrei, dar când s-a terminat timpul ăla am plecat. Și, da? De exemplu, un om cu mentalitate de angajat nu se poate modifica, nu se poate modela să fie într-o altă mentalitate? Hai să spun problema altfel. Dacă ai prieteni, de exemplu, cu care ai avut, sau persoane mai apropiate cu care ai avut discuții despre un subiect, anumite greșeli pe care le fac, da? Uh-huh. Și ai discuția și ăla zice, da, am înțeles că am greșit, da? Și zice pe fapt, da, am înțeles că am greșit. Și voi vă înțelegeți că el nu o să mai facă niciodată chestia aia. Asta înseamnă că se va schimba? De obicei nu. Aici e problema, că multă lume, mai ales în lumina multor dezvoltări personale, are fantezia asta că dacă am înțeles, se va schimba. Uh-huh. Nu se va schimba. Gândește-te așa, dacă ai un mod de a gândi format într-un anumit fel, nu o să se schimbe pentru că ai citit o carte sau pentru că ai avut o discuție. Nu o să se schimbe nici măcar dacă ți-ai dat tu seama că greșești. Se va schimba în urma unui antrenament. Uh-huh. Da? Unor exerciții, unor metode puse în practică. Adică dacă tu, de exemplu, hai zic așa, 30 de ani ai fost obișnuit să faci minimul necesar și la un moment dat mergi la un seminar de dezvoltare personală și acolo scrie, îți spune, de exemplu, Laurent Soares, fă orice, dar dă maxim 100% în orice faci, da? Și ai tu o revelație, uai, deci dacă eu aș da 100% în tot ce fac, crezi că o să dai de acolo încolo tot 100%? Dacă ai fost obișnuit timp de 30 de ani să faci minim necesar? Aici sunt niște schimbări foarte profunde când vorbim de mentalitate, când vorbim de obiceiuri emoționale. Gândește că mentalitatea de angajat are ca cea mai mare frică teama de schimbare. Păi bun, uite, aici hai să intrăm în ceva concret. Te rog. Uite, vine șeful, da. Care are mentalitate de... Să zicem de antreprenor. Să zicem de antreprenor. Și spune angajatului, uite, de azi înainte facem lucrurile diferit. Da? Și tu trebuie să faci anumite lucruri. Și vine angajatul și zice, da, ok, trebuie să mă supun, dar nu iese, pentru că el avea mentalitatea de angajat. Corect. Cum se gestionează problema asta? Pentru că el nu se poate schimba de pe zi pe alta. Ce trebuie să facă angajatorul, ce trebuie să facă șeful, ce trebuie să facă antreprenorul cu angajatul care nu poate să treacă, să performeze? Păi aici sunt două elemente care va trebui să le gestioneze separat. Odată, afacerea în sine este un sistem. Da? Sistemul respectiv are niște resurse care intră și niște rezultate care trebuie să iasă. Între ele sunt niște procese. Da? Procesele alea sunt implementate de oameni. Da? Aici e sistemul. Aici e problema. Da? Aici e problema și soluția. Atenție. Ce frumos. Da? Da, te rog. Deci, sunt implementate de oameni. Numai pentru fiecare proces e nevoie de anumite calități și abilități. Antreprenorul ăla când angajează oamenii, de acolo se fac greșelile prima dată. Pentru că tu ar trebui să fii foarte conștient, odată, ce ai nevoie pentru fiecare proces unde angajezi un om, doi la mână să fii foarte conștient și foarte bun cunoscător de oameni și nu pe bază de testelor de personalitate, foarte bun cunoscător de oameni să știi ce angajezi pentru procesul respectiv. Adică cele să fie atât de clare, cele două, încât, cum zic, să se apropie cât de mult se poate.
Da? Foarte probabil că nu o să poți 100% niciodată, pentru că foarte greu îți dai seama de anumite șabloane emoționale oamenilor, de exemplu, care se manifeste doar într-un anumit context. Într-un interviu nu o să-ți dai seama. Uh-huh. Da? O să-ți dai seama după 3 luni sau 6 luni. Și atunci, dacă se schimbă natura jobului sau contextul sau se angajează, nu știu, o altă persoană, s-ar putea să activeze anumite șabloane la care nu te-ai așteptat. Da? Sau în momentul în care începe să se simtă acasă, în echipă, încep să iasă la suprafață anumite comportamente. N-ai cum să le prezici pe toate. Dar treaba ta ca antreprenor este să le poți vedea separat și împreună în același timp. Adică tu pentru un proces și un job ai nevoie de niște calități și abilități, să vezi omul, să-l potrivești cât de bine poți de la început cu acele calități și abilități, iar dacă pe parcurs nu se potrivește sau omul se schimbă sau natura jobului se schimbă, treaba ta este așa. Acum, eu zic, perspectiva mea, și o să mă contrazic cu foarte multe teorii de business. Foarte multe, cam toate. Perspectiva mea este așa. Pentru mine, rezultatele financiare sunt niște consecințe. Din punctul meu de vedere, o firmă crește în măsura în care cresc oamenii de acolo. În măsura în care cresc oamenii. Da, oamenii de acolo. Acum, există două abordări în sensul ăsta, de cum potrivești jobul cu omul. Abordarea multinațională și abordarea standard de business este în felul următor. E un sistem pe care oamenii îl implementează, da? Eu pentru fiecare element din sistem iau un om și zic, a, ăsta se potrivește aici și îl pun acolo, da? În momentul în care sistemul ăsta se dezvoltă și crește, unii oameni se mai potrivesc, alții nu. Aia care nu se potrivesc, îi iau și zic, ok, ăsta nu se mai potrivește, întreb altul, ăsta se potrivește, da. Asta se face... Asta este procedura standard în business. Uh-huh. Da? Adică pe măsură ce se schimbă business-ul și evoluează business-ul, procesele se schimbă, posturile se schimbă, job-urile se schimbă. Și atunci îi spune, îmi pare rău, nimic personal, exact. Te concediem. Exact. Dar asta pentru mine este abordarea, cum zic, tipic masculină și fără să ține cont deloc de natura umană profundă, respectiv nevoia omului de a evolua. Varianta aia altă e un pic mai anevoioasă și eu practic și știu că este foarte dificilă pentru că, no, ăsta e felul meu de a fi în business și am avut de pierdut foarte mult în trecut din cauza asta, când deja m-am dat 4 falimente. A trebuit să învăț cum se implementează chestia asta în viața reală, să zic așa, să nu în fantezie. Să țin cont de emoțiile omului. Da, să țin cont de omul în sine. Pentru că cealaltă variantă este așa. E un sistem imaginar, la început, că orice business e imaginar, încep să îl construiești și iei niște oameni care se pare că se potrivesc, da? Mai ales când e vorba de startup, da? Un business la, prin primii ani de afacere, nu e ca și cum ai planul pe 20 de ani și ai studii exact. De piață și totul se rezolvă, știi? Atunci iei câte un om, îl potrivești, îl tot ajustezi și omul ăla vine și dezvoltă oarecum sistemul prin cine este el, da? Prima persoană pe care eu am concediat-o și... Două am concediat deodată, din reflect, în urma unui fapt că respectiva persoană nu, cum zic, avea o stare foarte negativă. Adică toți ceilalți se străduiau, fiecare dintre noi avem limitări, fiecare dintre noi avem blocaje. Adică inclusiv managerul ăla care concediază niște oameni, el a fost incapabil să scoată cei mai buni din omul respectiv, din punctul meu de vedere. Da? Adică s-ar putea ca chiar el să fi fost limitarea acelui om. Dar e mult mai ușor să schimbi omul decât să te uiți la tine un pic și să zici, bă, stai puțin, eu ca manager chiar n-am putut să scot cele mai bune de omul ăsta. Mm-hmm. Asta e o paranteză. Și atunci care era limitarea ta? Păi aici era, limitarea mea era faptul că am acceptat să vină niște oameni pe baza unor decizii foarte impulsive, fără prea mult gândit sau fără prea multă analiză a persoanei respective, fără interviuri, cu mari mii pas de recomandări. A, tu zici că e bun, foarte fain, hai să-l luăm. Da? Uh-huh. Deci s-au născut niște situații în astea în care era foarte mult negativism și omul respectiv nici măcar nu voia să înțeleagă, că mie, aia mi-e problema, când e ok, fii cum vrei tu, fă ce greșeli vrei tu. Eu, ca manager, am treaba să mă asigur că greșelile tale nu o să strice treaba. Uh-huh. Da? Dar Daniel Goleman definește 6 stiluri de leadership. Ca să aduc mai în concret chestia asta. Un stil este cel directiv. Este cel mai nociv stil posibil. E la care vine, așa se face, ca așa zic eu. Da? Stilul directiv e cel mai nociv și cel mai dureros, mai ales când sunt oameni competenți în firmă. Al doilea, care este tot un pic mai deranjant, este stilul competitiv. Sunt managerii care sunt foarte buni în ceea ce fac ei, se așteaptă și de la oamenilor să fie foarte buni în ceea ce fac ei. Ei setează un standard și un exemplu. Când oamenii nu se ridică la nivelul exemplului respectiv, se apucă să facă în locul lor, să le arate cum se face. Și cumva e ca și cum ai trage un om după tine când tu mergi cu viteză foarte mare. Știi? Ăla nu e capabil să meargă singur așa, dar tu tragi. Mergi cu frâna de mână tras. Da. Și asta e foarte bun în momentele în care oamenii sunt competenți. Deci când deja sunt competenți și la un anumit nivel de performanță și ei la rândul lor sunt mai competitivi. Stilul ăsta directiv e foarte bun în momente de criză. Da?
Mergem mai departe, cât timp așa. Impresează. Ah, scuze, așa. Stilul 3 este ăla democratic, care se consultă cu toată lumea și se iau deciziile împreună. Stilul 4 este stilul ăsta prietenos, care cultivă relații cu toată lumea și mai important omul decât business-ul. Stilul 5 este stilul coaching, ăla care îi, care ajută pentru dezvoltarea oamenilor pe termen lung și așa se nu mai știu care este pentru că le-am mai este încă un stil care este tot unul din ăsta care e mai de competiție și mai pus un pic în forță, dar într-un mod armonios, da? Uh-huh. Ăla vizionar, așa, ăla vizionar care setează o viziune pe termen lung, da? Daniel Goleman spune așa: dacă vrei să ai o echipă ca lumea și vrei să știi să conduci ca lumea, trebuie să ai măcar 4 din cele 6. Asta era următoarea mea întrebare, ce fac, pe care să-l aleg? Aici e chestia. Măcar 4 din cele 6, pentru că oamenii sunt diferiți, situațiile sunt diferite și oamenii diferiți se comportă diferit în situațiile diferite. Da? Deci nu e ca și cum tu, dacă ai unul din cele 6 stiluri, tot să te asculte pe tine așa cum ești tu. Nu, în diverse situații va trebui să scoți unele sau altele, cu același om va trebui să aplici altele. Că s-ar putea ca omul să fie super competitiv o perioadă, după care are, de exemplu, un deces în familie sau are o problemă personală. Nu o să mai meargă cu stilul competitiv. Va trebui să intre un pic în rolul acela de creat coach. Relații sau de coach și să ajuți omul să iasă. Uh-huh. Atunci, asta înseamnă pentru mine creșterea unui business. Tu crești ca manager, ca antreprenor și oamenii, chiar dacă sunt profiluri diferite, chiar dacă poate nu se potrivesc perfect în chestia respectivă, dar ori le găsești locul, știi? Ori găsești, de exemplu, la mine oricine poate să vină cu orice idee de proiect. Da? Asta e una din libertățile lor. Ai chef să faci ceva, hai și explicăm despre ce e vorba, te susțin dacă consider că într-adevăr firma își permite treaba asta. Cine are nevoie de cine? Șefii de angajați sau angajații de șefi? Niciunul nu există fără altul. Conceptul de șef implică angajați. Conceptul de angajat implică să există un șef. Da? Uh-huh. Asta e o fantezie a antreprenorilor români, că sunt patron dragă și atunci eu sunt la care, doar eu contez în firma mea. Dar dacă unul din angajații tăi mâine o să zică, eu plec dintr-o dată, s-ar putea să simți, fie destul de nasol. Asta. Da? Da. Și mai am o întrebare aici care are legătură de data asta cu angajatul. Pentru că am vorbit mult din perspectiva antreprenorului, cum să facă un angajat ca să-l convingă pe șef să-i dea un salariu mai mare? Da, asta poate să aduci aminte de la prezentare, da. Că îi sfătuiesc pe oameni să-și facă un hobby din mersul la interviuri. Uhum. Pentru că majoritatea oamenilor merge la interviuri din foame, cum zice românul. Adică atunci când deja ești în criză. Ei, când ești în criză, amigdala, partea reactivă din creier, preia controlul și orice știai tu până atunci și orice autocontrol și stăpânire de sine se duce, nu mai există. Și atunci, la interviu, dacă ai mers din starea asta de stres, e foarte nasol. Dar dacă mergi la interviu ca hobby, deci tu ai un loc de muncă, deja ți-e cât de cât bine și tot mergi. Nu ești amenințat exact. Că îl pierzi. Deci nu pentru că îți pierzi jobul sau nu pentru că e ceva nasol, ci pur și simplu să vezi care e valoarea ta în piață, ce abilități ar trebui să mai dezvolți ca să câștigi mai mulți bani, ce se mai întâmplă în piața muncii, poate în ce alte direcții poți să te orientezi. Să ai o anumită liniște și relaxare când mergi la interviuri, toate chestiile astea o să se așeze foarte lejer dacă mergi, de exemplu, o dată la 2 săptămâni la un interviu. Da? Și undeva în 6 luni îți afli și valoarea reală pe piață, afli și anume trebuie să-ți dezvolți, dacă nu ai valoarea pe care ți-ai dorit sau nu e așa de bine plătită munca pe care tu o faci, poți să te și dezvolți în câteva luni și atunci pe baza feedback-ului din piață și poate chiar ai niște oferte care provin în urma pasiunii tale, hobby-ului tău, atunci poți să mergi la șeful tău și deja vorbești din experiență și dintr-o stare de relaxare, pentru că tu ai planul de rezervă. Mulți când merg să ceară mărire de salariu, este șeful, știi, eu am nevoie de mai mulți bani, ori fac scandal, ceea ce creează un conflict cu șeful, ori e un șantaj emoțional, ori e o stare din asta de victimă, niciuna din ele nu cultivă relație foarte armonioasă. Dacă poți să mergi la șeful tău de egal la egal, pentru că tu știi că ai opțiuni, e altă stare în care zici, ok, uite, am opțiuni, eu vreau să rămân aici, dar am alte opțiuni, nu am cum și o să înțeleagă orice șef chestia asta. Dacă ție se dau mai mulți bani într-un loc pentru aceeași muncă, o să înțeleagă. Dacă nu înțelege oricum, era grav. Da? Și dar o să înțeleagă. Oricum e mai bine că pleci. Da, e mai bine să pleci. Dar ori o să-ți ofere, dacă își permite firma, o să-ți ofere acea mărire, pentru că dacă chiar aduci valoarea aceea, o să-ți ofere, iar dacă nu, oricând ai alternativele. Mm-hmm. Excelent. Suntem la final de emisiune. Deja? Și da. Și vreau să alegi iarăși între inimă și minte. Păi stai un picuț, că aici suntem în zona de business, suntem mai raționali, o să iau de data asta creierul. Ok, deci masculin. Da, da. Partea mai gânditoare așa. Foarte drăguț. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic
care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Apostolul Pavel. Foarte fain. Asta, știi, apropo de cursul de dezvoltare inteligenței emoționale Back to Yourself. Uh-huh. Pentru mine asta e cel mai important lucru pe care l-am învățat de-a lungul și carierei și relațiilor mele, este că nimeni nu e perfect. Și nu are sens să te, cum zic, să te iei la harță cu alții pentru greșelile pe care le fac, pentru că și tu le faci pe ale tale. Știi? Și în momentul care tu te ocupi de ale tale, nu mai creezi atât de multă tensiune în ceilalți. Pentru că de foarte multe ori când dăm în ceilalți, într-o formă sau alta, știi, o să devină o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire pentru celălalt. Adică dacă tu mergi agresiv către cineva, deja îi oferi șansa să devină și el agresiv. Uh-huh. Deja îi oferi prilejul să intre odată cu tine în iadul în care tu trăiești în acel moment. Știi? Wow. Și atunci, asta e, înveți-ți de treaba ta, știi? Nici tu nu ești perfect și tu ai de lucru și atunci o să fie mai bine pentru toți. Super! Zoltan, mulțumim tare mult și te mai aștept și la alte emisiune. A fost un maraton extraordinar această emisiune și cred că cei care ne-au urmărit au învățat foarte multe. Mulțumesc! Sper din tot sufletul meu. Cu mare, mare drag! Dragi prieteni, iată-ne la final și cred că am un singur lucru de spus. Pentru că vreți să aveți relații armonioase la lucru, fiți conștienți că fiecare om are o inimă în el și are un suflet, are o emoție și mai mult decât atât, fiți conștienți de propriile voastre emoții, mergeți la serviciu cu inima cu minte. La revedere!